Cerea mea, cu această lună albastră, e momentul să ne gândim la o viață nouă? E momentul ăsta propice să facem ceva? E momentul ideal. Într-adevăr, natura, universul ne pune practic pe tavă toate elementele de care noi să profităm pentru a ne crea o viață nouă. Viața nouă practic înseamnă conștientizarea ta, să știi exact din ce ești făcut și să știi ce să faci pentru viața ta, pentru că noi toți avem cu ce să lucrăm, doar că suntem atât de mult angrenați în viața asta robotică și uităm de noi. Fericirea e faptul că ești sănătos, că mai ai copii, că ești... Efectiv, fericirea și bucuria înseamnă să te bucuri de prezent. De prezent. Fii în prezent, pentru că prezentul înseamnă bucurie, fericire, trecutul înseamnă traumă, iar viitorul înseamnă stres. De asta, fii în prezent pentru a-ți crea viitorul în bucurie. Foarte frumos! Ce putem face practic noi în această lună plină, da? Și mai ales în seara asta. Mai ales în această seară, da? Okay. Luăm o foaie de hârtie, așa cum o am eu, și cei de acasă, fiecare are situații și de rezolvat personale, da? Eu am dat aici niște exemple, da? Mă eliberez de... Deci în această seară luăm un pix, o hârtiuță, mai mică, mai mare, cum doriți dumneavoastră, și începeți acest exercițiu. Mă eliberez de... Noi am scris aici toxicitate, neputință, sărăcie, de relații toxice, de boală și aici chiar în paranteză, dacă cineva suferă de o anumită afecțiune, să o numească, să o scrie, o nominalizeze. Voi puteți continua această foaie, această listă. Chiar de acum o lună s-a tot vorbit și cred că și voi știți, s-a schimbat frecvența Pământului. Da, adică suntem în proces. Pământul, Universul nu ne mai lasă să trecem prin viață ca simpli pasageri. Ne obligă să înțelegem că partea asta, noi practic avem un trup, dar sufletul, spiritul este practic ceea ce ne definește pe noi. Am primit acest corp pentru a ne duce... Manifesta energia. Exact. Dar de o lună, două încoace, efectiv, frecvența Pământului este mult mai puternică, vor supraviețui și vor avea bucurii cei care într-adevăr vor împleti spiritualitatea cu partea planul spiritual cu planul material. E un wake-up call către spiritualitate. Noi în viața aceasta avem și o misiune materială, dar și una spirituală. Dacă data de naștere nu este în compatibilitate cu numele și prenumele, se creează traume energetice. De asta revin, iar fac o paranteză. Cei mămicile care nasc, e foarte important data de naștere și să fie în compatibilitate numele, prenumele copilului. Să-i creezi din prima nașterii o energie în armonie, nu traumă. Wow. Să presupunem că e 4 destin, 5 nume. 4 cu 5, pari impar, aici deja sunt în traumă. Adică, practic, 4 îi va spune că trebuie să fii organizată, trebuie să muncești de rup, trebuie să fii foarte, foarte strictă, structurat, strictă, va avea, îi va acorda, se va retrage, va avea o răceală emoțională. 5-ul e fix la pol opus. Bun, hai să... Unde ești? Asta e. Ia, uitați-vă. Deci, sus semnătura de autograf, jos e cea de document. Haideți să-ți interpretăm aceste linii, că practic sunt niște linii energetice care se creează aici și tu îți creezi o energie, da? Dar eu mai întâi să le explicăm celor de acasă că semnătura pe acte, mai ales cei care au o afacere, au un business, semnează tot timpul acte. Sau lucrează cu acte, corect. Da. Practic acolo se creează o energie. Îți poate aduce beneficii acea semnătură sau nu? Uite, Oana, cât timp o să-ți mai povestească despre semnătură, eu o să-ți calculez să văd dacă tu ai o semnătură benefică ție. Bine. Bun, semnătura practic aduce, fie ne taie, da? Deci tu, printr-o semnătură, dacă o faci la o anumită linie, tu îți tai urcarea, da? Bună seara, dragii mei! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Ego Life. Astăzi este o zi mai specială. Poate și voi vă simțiți altfel. Aveți o stare de bine, aveți o stare poate mai ciudată, mai nefirească pentru voi, așa, în general, pentru comportamentul vostru.
Păi să știți că s-ar putea să existe o cauză extrem de reală. Este vorba despre luna albastră, the blue moon, luna plină. De fapt, se spune că sunt vreo două luni pline în aceeași lună, n-am înțeles nimic, dar... Pentru că eu nu fac pe atot știutorul, deși îmi place foarte mult acest domeniu care te înalță, care te îți dezvoltă partea asta spirituală, te călăuzește pe drumul destinului tău, îți creează oportunități, numai trebuie să fii deschis la minte și la suflet și cu inima și să crezi în această știință care nu cred, în niciun caz nu este ezoterică, ci este chiar exactă, pentru că este vorba despre cifre. Și pentru că unde-s doi puterea crește, vom fi trei în seara aceasta, alături de invitatele mele, surorile viitorului, și apropo vreau să știu cum arată viitorul nostru în anul 2024, Adina și Oana Timofte. Iată-le aici de față, gemenele Timofte, da? Adina? Gemenele viitorului. Oana, Adina. Așa, deci Adina e cea în alb și Oana e cea în portocaliu. Bine ați venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit, mulțumim foarte mult pentru invitație, Dana. Este bucuria noastră să vă avem aici de față, pentru că voi sunteți tot timpul la televizor, dați consultații și cumva puneți umăr de la umăr așa, țineți așa toată planeta în cârcă și vreți să ne oferiți nouă o viață nouă, o viață mai frumoasă, da? Și chiar avem un site, o viață știu, nouă. Păi l-am citit, îți cam dai seama că am intrat pe site, o viață nouă. Și mi se pare foarte interesant că voi veniți cu acest mesaj de viață nouă, pentru că aș vrea să descrieți puțin ce înseamnă această viață nouă și de fapt hai să începem cu introducerea mea, cu această lună albastră. E momentul să ne gândim la o viață nouă? E momentul ăsta propice să facem ceva? E momentul ideal. Într-adevăr, natura, universul ne pune practic pe tavă toate elementele de care noi să profităm pentru a ne crea o viață nouă. Eu când vorbeam cu Ana despre acea viață nouă de denumirea site-ului nostru, practic nu mă refeream neapărat că îți vrei crea neapărat o viață nouă, ci faptul că vei trăi viața. Pentru că e foarte important, noi suntem în viață, da, avem exact viețile noastre, dar să punem viață în viață, dacă înțelegi ce spun. Înțeleg, pentru că, sincer, noi trăim, nu, noi avem o viață, dar nu ne-o trăim cu ochii deschiși, cu corect ochii, poate cu al treilea ochi, da? Cumva mi se pare așa că suntem ca niște somnambuli. Exact. Trecem prin viață fără să o trăim cu adevărat, fără corect să conștientizăm că avem omenire, că avem niște, eu știu, niște lucruri pe care chiar trebuie să le facem în viață sau să le învățăm în viața asta. Corect, corect. O viață nouă practic înseamnă conștientizarea ta, să știi exact din ce ești făcut și să știi ce să faci pentru viața ta, pentru că noi toți avem cu ce să lucrăm, doar că suntem atât de mult angrenați în viața asta robotică și uităm de noi. Și noi practic prin informație și toată lumea, dacă, exact cum ai spus și tu, Dana, mai devreme, dacă conștientizezi cât de importantă e numerologia, astrologia și spiritualitatea în general, n-ai idee cât de mult te poate înălța și practic te autocunoști și știi și ce ingrediente să pui să iasă cu o zonă cu bună. Și Oana, și de fapt ai timp ulterior să-ți trăiești chiar viața, înțelegi? Pentru că da, va deveni mult mai ușoară, va deveni o stare de bine. Mie, de exemplu, îmi place să caut bucuria, nu neapărat fericirea, pentru că dacă stăm și ne uităm și citim acatistele, bucură-te Sfântă Marie, bucură-te Sfântă, da? Bucuria de a trăi. Da. Fericirea e și ea o stare, cu siguranță, dar bucuria e, din punctul meu de vedere, fericirea cred că este ceva atât de absolut încât vrem să tindem să ajungem tot timpul să fim fericiți, dar uităm să ne bucurăm de momentele, de clipele care trec pe lângă noi. Pentru că noi în alergătura asta, știi, browniană, de multe ori, că e o mișcare browniană, haotică, vrem să fim fericiți, dar cumva facem lucrurile greșit. Trec clipele pe lângă noi, clipele în care suntem sau putem fi bucuroși, pentru că noi vrem să fim fericiți. Stai așa, că ești deja cu siguranță acolo. Exact, exact. Fericirea e faptul că ești sănătos, că mai ai copii, că ești... Efectiv, fericirea și bucuria înseamnă să te bucuri de... Prezent. De prezent. Fii în prezent, pentru că prezentul înseamnă bucurie, fericire, trecutul înseamnă traumă, iar viitorul înseamnă stres. De asta, fii în prezent pentru a-ți crea viitorul.
Bucurie. Foarte frumos. Vorbeam despre această lună albastră, care înseamnă două luni pline într-o lună, nu știu, spuneți voi ce înseamnă asta. În luna august... Și cu ce ne afectează sau ne influențează? Am început luna august la fel, cu un fenomen de lună plină, și terminăm luna august cu un fenomen de lună plină, Blue Moon. Se numește Blue Moon pentru că practic sunt două fenomene de lună plină într-o lună. Am înțeles. Ce se întâmplă cu această lună plină? Este vom vedea mult mai aproape de noi și practic ne poate ajuta, ne susține într-un mod mult mai puternic să ne eliberăm de anumite lucruri negative din viața noastră. Ce putem face practic noi în această lună plină, da? Și mai ales în seara asta. Mai ales în această seară, da? Okay. Luăm o foaie de hârtie, așa cum o am eu, și cei de acasă. Fiecare are situații și de rezolvat personale, da? Eu am dat aici niște exemple, da? Mă eliberez de... Deci în această seară luăm un pix, o hârtiuță, mai mică, mai mare, cum doriți dumneavoastră, și începeți acest exercițiu. Mă eliberez de... Noi am scris aici toxicitate, neputință, sărăcie, de relații toxice, de boală, și aici chiar în paranteză, dacă cineva suferă de o anumită afecțiune, să o numească, să o scrie, exact, o nominalizeze. Voi puteți continua această foaie, listă. Această listă cu foarte multe, adică nu trebuie să ne oprim doar la 1, 2, 3, 4, 5. Cu specificația ca la fiecare, să începem fiecare frază cu mă eliberez de toxicitate, mă eliberez de neputință. Da, eu am scris aici ca să am loc și pentru că nu aveam... Deci asta e foarte important, mă eliberez. De ce? Pentru că aceste cuvinte, fie că sunt rostite, fie că sunt scrise... Mai ales scrise. Sunt transmise către univers, universul este mai aproape de noi, de pământ, prin această lună plină. Deci practic aici vorbim despre niște frecvențe, vibrații, câmpuri magnetice, nu, care chiar și noi chiar suntem chiar câmpuri. Chiar și acum o lună s-a tot vorbit și cred că și voi știți, s-a schimbat frecvența pământului. Da, adică și suntem în proces. Pământul, universul nu ne mai lasă să trecem prin viață ca simpli pasageri. Ne obligă să înțelegem că partea asta, noi practic avem un trup, dar sufletul, spiritul este practic ceea ce ne definește pe noi. Am primit acest corp pentru a ne duce... Manifesta energia. Exact. Aha. Dar de o lună, două încoace, efectiv, frecvența pământului este mult mai puternică, vor supraviețui și vor avea bucurii cei care, într-adevăr, vor împleti spiritualitatea cu partea planul spiritual cu planul material. E un wake-up call către spiritualitate. Noi în viața aceasta avem și o misiune materială, dar și una spirituală. În ședințele noastre, unul la unul, într-o ședință, într-o analiză personalizată, vorbim despre misiunea materială, despre misiunea spirituală, despre talente, despre blocaje, bagajul karmic. Aha. Corect. Wow, sună totul foarte complex. Voi faceți aceste consultații personalizate împreună? Nu, separat. Fiecare agenda ei de clienți. Dar totuși când aveți una o întrebare pentru cealaltă, comunicați telepatic? Comunicăm telepatic, dar bune. Așa este. Se spune despre gemeni că au această calitate, bine, se spune că toți oamenii au în ei această calitate. Această calitate, numai că noi, la noi s-a dispersat în timp și noi nu mai știm cum să o accesăm. Ne simțim stările noi, într-adevăr. Ne simțim stările, da. La noi se manifestă telepatia și, și într-adevăr, eu, de exemplu, am avut un eveniment mai neplăcut acum vreo 15 ani. Ea în ziua aia, efectiv, nu s-a simțit deloc bine. Au mai fost momente când efectiv... Eu la fel și tu nu te simți bine. Practic ne transmitem stările. Ne știm. Eu am crezut că datorită acestei legături între voi faceți aceste consultații împreună, pentru că practic aveți nevoie de energia amândurora. Nu. Sunt prea mulți care vin către noi să le facem. Ar trebui, dacă acum avem până la final de noiembrie agenda plină, imaginează dacă le-am face doar împreună, cred că cu agenda plină până în iunie la anul. Deci lumea se îndreaptă către domeniul acesta. Adică vor să se cunoască. Voi simțiți chestia asta? Există cumva un fenomen în creștere în direcția asta? Da. Știi de ce? Pentru că de foarte multe ori un om care, de exemplu, și-a pus foarte multe întrebări. Măi, de ce am insomnii? De ce merg la doctor și totuși analizele mele îmi sunt foarte bune, dar totuși starea mea vitală, starea mea fizică, mentală nu e ok.
De ce nu am bani? De ce am avut bani și m-am căsătorit cu cineva? Sunt foarte multe femei, de exemplu, sau bărbați care după căsătorie își schimbă numele și își pierd darul divin financiar și simt acest lucru. Sunt foarte sau de ce nu atrag partenerul potrivit? De ce mă cer tot timpul cu mama? De ce mă cer tot timpul cu tata? De ce am relații disfuncționale cu copiii? De ce vecinii au ceva cu mine, cu toate că m-am mutat tot timpul să scăp de vecini, dar este același tipar acum în prezent, indiferent că am schimbat 3-4 case? Adică sunt acele întrebări care, la modul palpabil, fizic, să zicem, nu există răspunsuri. Da. Și după aia oamenii spun, băi, trebuie să existe o explicație, nu are cum. Ei, aceste explicații, de fapt, le regăsesc în această analiză personalizată. Măi, știi de ce? Tu te poți muta în 7 locuri, în 7 case diferite, tu ai această energie a invidiei, a vecinilor și până tu practic nu deblochezi această energie prin vindecare, prin a face anumite remedii, ritualuri, oriunde te vei muta, poți să te muți și pe lună, va fi un vecin care îți va apăsa un trigger acolo. Dar ce înseamnă? Da, scuze-mă că te întrerup. Da. Și ceea ce e altfel la noi față de alții e faptul că după această analiză numero-astrologică, da, pentru că noi combinăm numerologia cu astrologia, noi practic sugerăm și avem drumul mai departe. Da? Pentru că, uite, tu vii la mine. Oana, uite, vreau și eu o ședință. Ok, îți spun totul. Make sense, face sens la tine, înțelegi. Încep dar ce să dau răspunsuri core, dar ce la faci întrebări după? Dar, exact, dar după ce faci? Soluția? Băi, nu am bani, nu mă căsătoresc, nu fac aia, nu fac ce fac după? Adică, practic, identificăm acele blocaje sau bagaje karmice negative, tu le auzi, le conștientizezi, ok, și ce fac? Cum fac să? Noi am mers mai departe și am creat pentru fiecare nevoie, practic, programe numerologice personalizate pentru eliminare, blocaje și echilibrare, pentru că degeaba mă întâlnesc cu tine și îmi spui anumite lucruri, este foarte importantă și informația, foarte importantă, dar ce vreau să fac și okay, să ajung până... Deci, stați așa, stați. Deci, eu vin la voi și vă spun, ok, nu știu, am noroc în bani, îmi spune karma mea sau ce e, nu știu, destinul, cifrele, așa, dar parcă am un blocaj, parcă ceva nu merge, adică am ce-mi trebuie, dar nu știu ce să fac, se întâmplă ceva, da? Corect. Ce înseamnă remedii, ce înseamnă ritualuri? Că ritual, când te gândești la ritual, te gândești la ceva așa mai, cum am zis, ezoteric. Adică, ritualuri sunt unele. Voodoo, cine știe ce. Hai să ne înțelegem. Corect. Deci, așa. Ritual. Acesta știți cum e cu Toma Necredinciosul, exact, da? Exact. Asta e ritual de lună, acesta este ritual de lună plină. Asta e ritual. Da. Ceea ce facem noi cu clienții, cu oamenii care vin către noi, noi mergem pe programe. Da? Sau remedii. Programe, remedii, echilibrare, practic, da? Un program durează 30 de zile, se lucrează pe o direcție, se termină acel program în funcție de blocajele identificate, da? Okay. Și ulterior facem pauză, mergem pe alt program și tot așa. Deci sunt chestii diferite. Ăsta e ritual. Da. Ceea ce facem noi cu clienții individual e program. Și o să vă mai pun o întrebare? Te rog. Este la fel de scump ca atunci când mergi la doctor și îți dă nu știu câte medicamente? Lumea zice e prea ieftin la ce facem. Ați putea să dați așa o... Nu știu, dacă nu am dat niciodată prețuri și îți spun și de ce, okay. Dana, pentru că sunt unii oameni care dacă ar auzi prețul ar spune că e prea ieftin sau prea scump. Aha, dacă tu, okay, de exemplu, vii la mine, dar treci printr-o perioadă, da, nefericită financiar, uh-huh, și îți zici, a, nu e prea scump pentru mine, eu te întreb, Dana, ai nevoie, cât îți permiți? Și tu îmi spui, Adina, okay, atât. Sau eșalonăm, deci sau eșalonăm, facem o flexibilizare. Voi, deci ca să înțeleg bine, voi aveți un business, da, dar nu este business-ul atât de important cât mesajul acesta karmic, ajutorul. Voi sunteți, voi ați venit aici pe pământ cu, nu? Nu? Asta simt este. Bine, simt? Hai că eu foarte bine. Da, așa, simt da, foarte da, bine, da. Deci voi ați venit cu această misiune. Exact. Misiunea spirituală. Exact. Misiunea spirituală de a ajuta pe alții. Corect. Și atunci pentru voi e foarte importantă această misiune. Corect. Nu neapărat banii pe care îi câștigați dintr-un business la care ați muncit foarte mult, da? Pentru că, unu, ați avut un talent, un har, doi, ați studiat, că asta este o știință până foarte la urmă, mult, foarte complexă. Trei, ați făcut aceste programe care, așa cum ați spus, tot voi, noi sunt creat ale voastre, exact, deci da, gândite dacă de cineva voi le ia, cu siguranță, da, e o copie. Deci, bineînțeles că trebuie să fie și o remunerație pentru toată această muncă titanică. Pentru că suntem și noi lumea materială și avem, absolut, și noi facturi lucru, normal, chestii. Dar din punct de vedere energetic, să știi că se spune că în momentul în care tu oferi ceva cuiva, este obligația celuilalt ca nici el să nu-și piardă darul divin, nici eu, să fie monetizat. Adică noi, de exemplu, dacă am spune, măi, de mâine e pro bono tot, nu e ok. A,
Nici pentru mine, nici pentru client. Pentru că există acel dar de fiind financiar care trebuie să aibă fluxul. Am înțeles. Ah, foarte interesant. Spuneți-mi și mie, am tot auzit că cifrele acestea, da, sunt unele care sunt benefice pentru noi și sunt altele pe care le putem cumva schimba direcția, da? Ok, noi suntem înconjurați de cifre. De la data nașterii la nume prenume. Fiecare nume prenume. Da, fiecare literă are un corespondent. Ia uzi, uite aici. Ok, ia să vedem. Deci fiecare literă are un corespondent. Uite, hai să fac o structură pentru cei care ne ascultă acum, să înțeleagă practic cum ne influențează data de naștere, numele, prenumele complet pe care îl purtăm. Locuința. Exact, deci. Numărul locuinței. Numerele de la mașină? Numărul de telefon. CNP-ul. Dana, noi suntem matematică, universul e matematică, da. Matematica e energie, tot ce se întâmplă acum e energie. Noi, practic, cel care este curios să vadă din ce a luat energetic este format, este practic cea mai importantă informație a lui, pentru că el va ști unde sunt talentat într-o analiză numerologică. Eu încep cu analiză numerologică, îți analizezi data de naștere, numele, prenumele complet și tu afli bagajul karmic, talentele. E o serie de numere benefice, zile benefice, luni din an în care să poți începe tu anumite lucruri. Ce mai înveți, ce mai îți pun într-o analiză personalizată? Energia locuinței. Energia, da, aia o vreau să spun după aia. Ce mai aflu într-o analiză personalizată? Talentul, sufletul meu, cum mă văd ceilalți, cum mă văd eu, care este practic eu-ul meu interior, autenticitatea mea. Eu-ul, practic, nu ego-ul. Există și mulți eu cu ego, adică să nu crezi că nu există. Normal. După ce îți fac această analiză, ce fac? Trec mai departe pe partea de remedii, programe. Adică dacă în timpul unei ședințe numerologice, eu am identificat acolo blocajele, da? Blocajul pot identifica chiar și prin numărul apartamentului în care tu locuiești. Apartament, casă, nu contează. Păi și ce putem să facem? Că nu pot, ce fac? Îmi vând casa? Sau numărul mașinii, nu poate fi compatibil cu tine. Numărul locuinței nu poate fi compatibilă. Ai pus o întrebare foarte bună pe care toată lumea o pus. Și îți mulțumesc. Ce fac? Vând casa? Nu. Nu. Tot noi calculăm în funcție de cei care locuiesc acolo, calculăm o nouă serie numerică să fie compatibil cu toată lumea de acolo și cu toate obiectivele și practic schimbăm energia, spiritul, că practic, casei. Hai să înțelegi, știi lumea, cu siguranță ai auzit persoane care spun, băi, când intru în casa mea, parcă mă simt ca într-o închisoare. Apăsat, mă îmbolnăvesc, mă împiedic, n-am chef de nimic. Cum ies din casă? Mă simt liber, mă simt că pot să cuceresc lumea. Uite, un exemplu de acest fel de case, apartamente, locuințe sunt cei care stau la o casă cu număr, sau apartament cu numărul 13, 22, 4, 59, 5, 14, 4, tot 34. Tot aștept să spui cifra în casei mele și deja eram 8, așa cu ochii, 8, eram disperată. 8. La fel, 8-ul, de exemplu, e o energie karmică foarte puternică. Acolo vei trăi tot timpul în karmă și în pierderi financiară dacă tu nu ești echilibrat. Știi, știi ce trebuie să înțeleagă cei care ne ascultă? Toate numerele au o latură pozitivă și o latură negativă. Din păcate noi, pentru că suntem mai mult pe partea asta materială, exploatăm mai mult partea negativă a unei cifre. Cu toate că noi până la 14-15 ani, să știi că noi suntem pe partea pozitivă. Suntem copiii universului. Exact, atunci noi, dacă am pleca în viață cu aceeași inocență, cu aceeași iubire, toleranță, empatie, veselie, bucurie, practic noi ca maturi am, dar ce, intervine mama, intervine tata, intervine o dezamăgire în dragoste, intervine un credit, intervine responsabilitatea și uite așa mi-am adus aminte că am vrut să vă aduc cartea scrisă de mine, al cărui titlu este Din călătorile unei femei cu suflet de copil. Vă trimit. Chiar te rog. Chiar o vreau. Eu vreau. Vă trimit pentru că sigur o să mă înțelegeți, o să vă placă. Bun, revenim la ăsta, așa că avem atâtea chestii aici. Așa, deci revenim la cum ne influențează data completă de naștere, numele complet, da? Casa, da? Deci ce putem să facem? Uite cu numele, poftim, ce, îmi schimb numele? Există varianta să-mi schimb numele? Prenumele, nu numele, da.
Haide să înțeleg. Voie, trebuie să fie, dacă data de naștere nu este în compatibilitate cu numele și prenumele, se creează traume energetice. De asta revin, iar fac o paranteză. Cei mămicile care nasc, e foarte important data de naștere și să fie în compatibilitate numele, prenumele copilului. Să-i creezi din prima nașterii o energie în armonie, nu traumă. Wow. Să presupunem că e 4 destin, 5 nume. 4 cu 5, pari impar. Aici deja sunt în traumă. În traumă. Acel... Adică, practic, 4 îi va spune că trebuie să fii organizată, trebuie să muncești de rup, trebuie să fii foarte, foarte strictă, structurat, strictă, va avea, îi va acorda, se va retrage, va fi va avea o răceală emoțională. 5 e fix la pol opus. Libertina, am chef de viață, nu mai mă interesează regulile. Deci imaginează-ți ce e în sufletul acelui om. Exact, cum? Nu se înțelege, nu... Și de acolo încep traumele. Mă atrage și partea asta, mă atrage și partea asta, dar cum le împart? Te vei simți întotdeauna în dualitate. În dualitate. Simți că... La una ți se pare că ești responsabil și trebuie să faci lucrurile alea bune, dar ai și partea aia demonică în tine care te atrage pe latura întunecată și te simți vinovat, dar îți vine să le faci, că asta e. Mai intervine sentimentul de vinovăție, nopți nedormite, insomnii, tot felul de... Ce interesant. De asta e foarte important mămicile să investească înainte de nașterea copilului, să meargă la un specialist și efectiv să-i armonizeze, pentru că efectiv îi va crea o armonizare perfectă. Da. Deci am învățat în seara asta ceva. Vă rog frumos, nu vă mai luați numele, nu mai dați numele copiilor după nume de mașini, după nume de la, din telenovele, după numele actorilor voștri preferați. Că oricum dar nu poate să se numească Brad și nici Pete. Asta e, dar mai bine, uite, mergeți la o consultație, faceți o numero-astrogramă, vedeți ce nume trebuie să poarte, ce nume divin trebuie să-i dați, să-i oferiți la naștere copilului vostru, astfel încât să-i echilibrați. Noi practic vom armoniza numele, prenumele cu data, pentru că automat există o perioadă când este programată cezariana și noi dăm opțiuni pentru data aia trebuie să se numească așa. Pentru data aia trebuie altfel, să așa. Altfel. Am înțeles, dar acum stați așa cu cezariana asta, dar eu de exemplu am născut natural sau mama mea când a născut. Există 7 zile după ce naștem, momentul în care putem. Așa, păi ziceți așa. 15 zile. Da, că tu ai născut. Vezi cine a născut? A, da? 15, da. După naștere 15 zile și avem timp să calculăm, slavă Domnului, voință să fie. Ai făcut pentru copilul tău? Clar. Da, normal. Adică, ai stat și ai calculat acolo. Bravo, foarte frumos. Ia uite, deci asta am învățat. Asta este foarte bine. Este o informație prețioasă asta. Bun. Haideți să trecem la adulți, da? Cei care deja au un job, au mașina cu anumite numere, au o anumită casă cu anumit număr, au o semnătură. Apropo, Vrei să vorbim despre semnătura acum? Uite. Hai. Hai să vorbim. Hai să facem așa. Vină să credeți, inclusiv semnătura este importantă. Dă-mi o foaie, Oana, să se semneze Dana, dacă pe bune? Da. Deci vreau să văd dacă semnătura ai. Dacă semnătura ta e lungă, bai, da. E în regulă, dacă glumesc. Te ajută. Dacă te ajută. Să-mi pun ochelarii. Acum știi ce se întâmplă, nu? O să încerc să fac semnătura aia frumoasă. Aia o faci. Hai. Ia să vedem. Ia. Deci make the best of it. Nu contează, oricum, pe mine mă interesează... Am două feluri de semnături. Ia fă-le pe amândouă, te rog. Da, am semnătura de autograf, ca să înțeleagă oamenii care își doresc un autograf de la mine, semnez Dana Săvuică. Dar o am paia de acte și documente, e mai... așa, mai repede, că amândouă, hai pune-le pe amândouă. Bine, deci avem așa. Ăsta este autograful și... Bun, hai să... Unde ești? Asta e. Ia, uitați-vă. Deci, sus semnătura de autograf, jos e cea de documente. Haideți să-ți interpretăm aceste linii, că practic sunt niște linii energetice care se creează aici și tu îți creezi o energie, da? Adică, mai întâi să le explicăm celor de acasă că semnătura pe acte, mai ales cei care au o afacere, au un business, semnează tot timpul acte. Sau lucrează cu acte, corect. Da. Practic acolo se creează o energie. Îți poate aduce beneficii acea semnătură sau nu? Uite, Oana, cât timp o să-ți mai povestească despre semnătură, o să-ți calculez să văd dacă tu ai o semnătură benefică ție. Bine. Bun, semnătura practic aduce, fie ne taie, da? Deci tu, printr-o semnătură, dacă o faci la o anumită linie, tu stai
Urcarea, da? Ok. Ai înțeles, da? Am înțeles perfect. Deja mi-e frică. Deci mi-e și teamă de practic ce calcule face ea acolo. Hai, da. Bun. Ulterior, sunt foarte mulți care fac în jos. Tu măcar o ai într-un, să spun, îți limitezi o anumită chestie, dar cei care, știi, semnează și au acea linie în jos. Da. Acolo, clar, acea semnătură creează, în primul rând, pierderi financiare, creează suferință în relație și dezechilibre, clar. Pentru că tu semnezi că tu vrei în jos, nu vrei în sus. Da. Numele. Da. La mine, din câte știu eu, e destul de echilibrată și de obicei fac o coadă în sus, da? Mă rog, lasă-o, lasă-o. Nu e sus. Uite, tu ai semnat-o. Ți se pare că asta e în sus? În sus ar fi trebuit să fie așa. Tu ai, rămâi așa. Suspendată, așa. Ai ajuns la un anumit nivel și nu de acolo... Exact. Tu, practic, ți-ai stagnat o evoluție. Corect. Ești la un anumit nivel, dar tu, prin semnătura asta, practic, ți-o stagnezi. Păi da? Stai, da, poate sunt mulțumită de nivelul ăsta la care sunt. Poate eu așa... Asta este zona asta mea. Asta e confort. Altă discuție, dacă poate fi. Corect. Vedeți că văd tot timpul, eu văd tot timpul partea plină. Îmi place chestia asta. Adică, poate, ok, vreau să evoluez, dar chiar vorbeam cu voi înainte de emisiune și poate nu vreau neapărat să evoluez din punct de vedere material, mă simt confortabilă, dar vreau să evoluez spiritual. Deci pentru mine evoluția asta spirituală e mult mai importantă decât latura materială. N-ai idee ce bogăție și ce prosperitate și materială va veni cu această dorință ta de bogăție spirituală, ca să știi. Practic, lumea când va înțelege că bogăția spirituală, știi ce înseamnă bogăție spirituală? Să mă știu pe mine, cine sunt eu. Uite, pune întrebarea asta unor oameni pe stradă, pare atât de simplă, cine sunt eu, la ce mă pricep, ce îmi place mie, ce fac eu pentru mine, toată lumea, uai, dar ce întrebare grea îmi pui. Da, pentru că îi pui să se oprească din mișcarea aia. Și conștientizează haotică. Că ei nu trăiesc, ei nu sunt în ei. Ei practic sunt în soție, mamă, copil, angajată, ei nu sunt. Ei nu și-au creat, asta înseamnă spiritualitate practic, să te autocunoști. Noi asta facem prin aceste analize, te cunoști pe tine și cel mai important e pasie să faci după cunoașterea asta ceva. Dar spuneți-mi apropo de aceste relații interumane, pentru că noi suntem ființe sociale, ne place să ne înconjurăm de oameni, adică ok, și singurătatea poate fi extrem de benefică. Categoric. Am înțeles că tu ai o familie, ai un copil, dar eu tu ești singură. Corect. Și te simți bine, nu? Foarte bine. Adică simți nevoia, că toate zic, multe femei spun, sunt singură, nu mă iubește nimeni, nu mi-am găsit partenerul, jumătatea aia sufletului, nu unde. Asta înseamnă că de fapt nu există iubire de sine, în momentul în care tu spui că nu mă iubește nimeni. Deja nici tu nu te iubești pe tine. Clar. Niciodată nu suntem singuri. Există cel puțin două persoane lângă noi. Tu și tu. Adică da, niciodată exact. Nu ești singur. Pentru că, acum o voi spune un pic mai dur. Dacă vrei să fii fericit, bucuros, să ai bucuria vieții, ești obligat să te iubești pe tine. Nu mai da vina pe... Mama, am avut o invitată odată pe Mihaela Tatu și mi-a plăcut maxim de ea la radio, că noi avem și o emisiune la radio. Cum se numește? 63, Baiadina și Oana Timofte. Ok, la ce radio? Radio Gold FM. Super, așa. Și mi-a plăcut de Mihaela Tatu, băi, cât mai dăm vina pe mama, pe tata, vindecă, gata, ai aflat pe acolo, gata, să vindecăm, hai să facem ceva. Și iartă. Iartă, vindecă, știi cât de greu e procesul iertării? Cel mai greu. Cel mai greu. Eu lucrez la asta. Încerc e foarte să, greu. Încerc să, ca să nu fiu ipocrită, îmi spun așa. Vreau să iert, dar nu voi uita. Aoleu, bine că ai spus-o, că acum aveam să spun cât de ipocriți mi se par oamenii ăștia care spun așa. Adică? Nu există așa ceva. Nu în există? Momentul în care tu ierti, păi iert. Ai acceptat. Păi stai puțin, iert, dar dacă ștergi cu buretele s-ar putea să greșești din nou. Dar iertarea nu înseamnă să ștergi cu buretele, iubita. Iertarea înseamnă să accept, să înțelegi de ce acel om te-a rănit. Aha. Nu e vina ta, atât a putut da el. Okay. Iar eu, în momentul în care iert, mă eliberez de toxicitatea pe care tu mi-ai transmis-o mie. De cordonul. Păi eu, da, știu, energetic. Am înțeles. Dar n-aș vrea să uit, pentru că dacă uit înseamnă că s-ar putea să intru din nou să mă atragă din nou genul ăla de om. Înseamnă știi că tu vrei să spui altceva, tu vrei să spui că ierți, dar înveți.
Așa, așa, așa. Experiență. Deci aia, nu da, uit e altceva. În sensul că nu vreau să uit experiența pentru că am învățat ceva și nu vreau să repet greșeala. Energia adică ta oricum nu o uită, memoria ta emoțională va exista, ce faci tu cu ea și care e... Ce alegi tu să rămână în memoria ta emoțională este fix alegerea ta, pentru că dacă va rămâne, dacă nu vei uita, cum spui tu, da, acel... Dar am zis-o prost, deci acum e bine că am lămurit treburile. E vorba deci... de conștientizare. Da. Te iert, nu e vina mea, pentru că tu ai fost așa cu mine, te iert, da. Clar că eu, e clar că a venit... Poți să o privești pozitiv, tu ai venit în viața mea să-mi arăți că eu trebuie să vindec ceva. Da, corect. Te iert, nu că nu uit, am conștientizat, am sedimentat ceea ce trebuia să sedimenteze, a rămas doar binele, iar toxicitatea a plecat. Așa trebuie să gândim. Dar nu e mai bine să facem altceva? Ia. Yeah. Decât să vină cineva în viața mea care karmic n-are ce căuta, doi, decât să mă mărit cu persoana aia și să stau într-o suferință sau la fel, cifrele să nu se pupe și te gândești, bă, dar ce-am văzut la el, dar ce s-a întâmplat, dar de ce nu comunicăm, dar de ce nu știu ce... Nu e mai bine să mergem înainte la un numerolog, astrolog, înainte să ne punem pirostriile pe cap? E cel mai bine și chiar... Gemenele! E cel mai bine înainte să te angrenezi într-o relație, să fii tu bine cu tine, pentru că totul va veni ulterior și în relație și cu pirostriile va fi ok. Stai puțin. Deci înainte să-mi găsesc jumătatea, gen, înainte să mă îndrăgostesc... Exact. Când sunt încă liberă, corect, independentă. Mai întâi îndrăgostește de pe tine, mai întâi vezi din ce ești tu făcută, vezi, conștientizează ce poți tu oferi, elimină blocajele, fii într-o stare curățare energetică, exact, ridică-ți frecvența. Și voi ridicați frecvența și voi puteți să spuneți, uite, dacă în viața ta vine un tip sau o tipă, da? Că acum vorbim și de bărbați, corect, și de femei, ar trebui să te atragă, nu știu, să fie unul care are nu știu ce zodie. E adevărat? Sau stai, anumite cifre? Stai, sau ai pus ale destinului? Ai pus punctul pe ei și vreau să arăt un blocaj. Deci dacă tot ai pus punctul pe ei, hai să vorbim pe cifre. Bun. Da. Exact. Despre iubire și despre blocajele în iubire. Corect. Cum să-și identifice cei de acasă că au blocaj din data de naștere și trebuie să lucreze un pic mai mult la ei, da? Bravo. Uite. Această persoană, de exemplu, atrage partener. Stai să arătăm cum se... Deci, 1-8-1980, da? E data completă de naștere, da? Cum să-și calculeze cei de acasă numărul de destin? Yeah. Vor aduna fiecare cifră cifră. Uite aici un exemplu, hai să începem cu... Deci, cum calculăm numărul de destin? 5-10-59, adunăm fiecare cifră cu cifră până ajungem la un rezultat cu o cifră, da? 5 plus 1 plus 0, am pus 0 pentru că multă lume m-a întrebat de ce nu am adunat 0 și așa de fiecare dată pun și 0. 5-9 egal 30, egal 3 plus 0 egal 3. Uite cum am făcut-o pe Dana să râdă. Păi 11, 22 și 33. Deci cei de acasă trebuie să ajungă la un rezultat care să cuprind între cifrele 1 și 9, iar cei care ajung 11, 22 la un rezultat cu 11, 22 și 33 să lase ca atare, pentru că sunt cifre maestre și dacă mai avem timp vom discuta, dacă nu în o altă, într-o altă ediție. Ești speciali numerologiei și a universului. Bun, aici e cum calculăm numărul de destin, da? Da. Ei, aici, dacă tot vorbim de iubire, pirostri și alea 1-8-1980, da? Da. Ei, am adunat, cifra e 27, mergem mai departe, 2 plus 7 egal 9. Această persoană are numărul 9 de destin, da? Da. Ce facem mai departe? Luăm, facem acest tabel X și 0, da? Ca idee. Ca idee. Și, explică tu, Adina, și arată-te, rog. Și ce fac, de fapt? Din înșiruirea de numere pe care o am sus, da? Ce fac? Iau câți de 1 am în toată înșiruirea. Toată înșiruirea. 1, 2 de 1. Ce fac? Pun aici 2 de 1. Merg mai departe. 2. Câți de 2 am în această energie? 2 de 2. O trec aici. Okay. Câți de 3 am? Nimic. Lipsește. Câți de 4? Niciunul. Câți de 5? Niciunul. Câți de 6? Niciunul. Câți de 7? 2. 9. Aha. 8, da, da, 9. Da. Ok. Deci cei de acasă, asta practic trebuie să facă, să își scrie data de naștere, următorul calcul și din toată înșiruirea să introducă toate numerele de la 1 la 9 în acest tabelaj. Bun. Vorbim de iubire, da? Ei, da. Aceste persoane care au această linie lipsă, practic sunt predispuse în mod special la
o căsătorie mult mai tardiv, decepții în iubire, da? Chiar și divorț. Chiar și divorț, da? Adică și o căsnicie un pic... Și această persoană, de exemplu, atrage tot timpul parteneri nefericiți, că de asta se ajunge de la nefericire la și o mai mare nefericire. Atrăgând parteneri nefericiți sau care deja au divorțat, de obicei sunt persoane care se întâlnesc doi divorțați, da? Care da. Au acest profil numerologic, da? Să zicem că e un el și un ea. Garantat sunt divorțați și s-au întâlnit. Sau care au avut mai multe căsnicii. Sau care... Dar cert e că aici înseamnă blocaj în căsătorie, în căsnicie. Toată lumea, vreau să știu dacă mă căsătoresc. Vreau să știu. Uite, fă-ți primul calcul. Primul calcul. Uite, ăsta e primul calcul. Vrei soluția? Soluția sunt prin acele programe de care îți spuneam noi. De exemplu, deci putem aici... să schimbăm lucrurile. Da. Nu, că dacă mă uit la tabelul ăsta, s-ar putea să mă mai mări niciodată, s-ar putea să cad în depresie la fel că nu conștientizez că e mai greu, dar există soluții. Noi oferim acele... De asta ne-am dus mai departe. Ca să, practic, să aducem acea energie care este lipsă. N-ați zis de, stai că sunt combinații luate de N luate câte doi și a zis așa, dacă sunt doi divorțați, dacă nu știu ce, dacă n-ai zis dacă unul e burlac și altul e divorțat. Păi nu, depinde de profilul numerologic. Și eu să știu chestii. Hai, uite, să mai dăm un exemplu, da? Pe parte financiară, da? Am luat iubirea și banii, pentru că iubirea și banii, astea sunt punctele, da? Da. Bun, da. Trebuie specificat faptul că aceste date de naștere le-am luat random, cine la se regăsește, da? sunt doar la întâmplare. Numai semnătura mea stă în mâinile ei acolo. Acuși facem și cu ea. Bun, aici bani, da? Bun, 3-6-1988. Adunăm la fel 35 egal 3 plus 5 egal 8, da? Ei, această persoană, de exemplu, dacă are aceste cifre 3, 6, 8 și 9, nu are voie să nu aibă bani. Și 5, Ioana, da? 3, 5, deci 3, 6, 5 și 8, da? Deci această persoană trebuie să fie foarte bogată. Deci, și nu are voie să nu fie bogată, dar dacă tu... Mergem să spargem o bancă. Dar dacă cine are această dată de naștere și se regăsește în această dată de naștere și nu are bani, e clar... Că are un blocaj. Și îți spun și corect. De unde. Nu, așa a fost întâmplarea să fie. Dacă ne uităm aici, avem numărul de destin 8. Optul înseamnă practic energie karmică financiară. Adică trebuie să ai o conștientizare a banului foarte mare. Și responsabilitatea față de bani. Și o responsabilitate față de bani. În ce sens? Efectiv să tratezi banul ca o energie, ca un om, ca un spirit. Dar știi ce faci? Știi care e blocajul, că acum am văzut? Aș vrea mai aproape. Da, uite, așa. Știi care e blocajul acestui om? Lenea. Nu are pasiune în ceea ce face. Determinare, și... da. Exact. Deci el are un noroc. Exact. El are un noroc foarte mare la bani, doar că, uite aici. Această persoană, aici. De exemplu, pe partea pozitivă, Dan, ar trebui să aibă afaceri foarte multe, foarte mulți bani, să fie un om puternic și să aibă... un echilibru fantastic între partea spirituală și partea materială și efectiv să ofere și altora. Exact. Această persoană ar trebui efectiv să fie afacerist, dar uite, foarte mulți oameni care au 8 de destin, foarte mulți numeroși și astrologi, nu vreau neapărat să spun din țară sau din străinătate, foarte multă lume spune 8 este numărul banilor. Așa este. În schimb, este și cea mai greoaie. Pentru că dacă facem un 8 și îl întoarcem invers, e infinit, semnul infinitului. Adică dacă tu, ce pui tu aici, Dana, aia va curge aici. Dacă tu aici datorii, lene, vrei bani, dar doar stai pe scaun și spui, mamă, mi-au spus blondele alea că voi fi bogat. Ia să aștept. E clar că nu. Da. Tu ce trebuie să faci dacă ai 8? Activează-ți darul divin. Curăță karma. Curăță karma, poartă o anumită culoare la portofel ca să atragi, poartă un anumit talisman pentru protecție. Karma de pe neam e foarte importantă, că aici există blocaje karmice de pe neam, de pe arborele nostru din spate. Corect, da, la fel. Interesează-te, de exemplu, ce culori îți sunt benefice pentru a atrage banii în energia ta. Vorbește cu banii și respectă banii. Aplică anumite remedii și programe financiare care te vor ajuta în deblocarea energiei banilor. Dar și după aia îți promit eu că devii nu bogat, extrem de bogat. Optul, într-adevăr, odată ce va deveni, va ajunge la acea opulență socială, financiară, pentru că optul e cel cu care vrea să aibă putere din toate punctele de vedere. Lux, opulență. Dar când va ajunge la o situație materială foarte, 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 la un nivel foarte mare, își va da seama că de fapt și
spiritualitatea îl face fericit, nu doar banii. El crede de când e născut că doar banii îl face fericit, dar nu. Va ajunge după ce va trece prin acest proces material că de fapt spiritualitatea este cel care îi aduce fericirea supremă. Cei, de exemplu, care au 3 și 8, clar, trebuie să aibă bani. Dacă nu au, e clar că au un blocaj. Cei care au 3, 6, 9, clar trebuie să aibă bani. Adică nu, noi am luat una care să fie bogată, știi, ca să nu există blocaje. Ca să ne face să tânjim după data aia de naștere. Exact. Da, am înțeles. Uite, mai există... Să vezi acum, toate femeile o să vrea să facă cezariană fix pe data asta. Păi n-au cum, că e 1910. Bun, mai există, de exemplu, vin către noi foarte multe femei care spun că nu pot să facă, să conceapă copil. Da. La fel, uite, primul blocaj la care ele se uite aici, 37, lipsă 37. Dacă astea două cifre sunt lipsă, aici înseamnă infertilitate, înseamnă blocaj în sensul că am planificat să facem un copil de anul trecut, dar anul ăsta fie partenerul s-a răzgândit, fie m-a răzgândit eu, da? Apar... Deci uite, 37. Dacă ai 3, 5, 7, da, chiar și linia totală. Uite, de exemplu, această persoană are 7-le, e slabă linia, pentru că din 3 are doar o singură energie, dar, uite, la această persoană, printr-o analiză personalizată, eu dau practic și zilele în care să treacă la treabă în dormitor. Ca să rămâi însărcinată. Există, de exemplu, remedii, programe pentru a rămâne însărcinată. Important. Știu că eu cel puțin am avut chiar foarte multe mămici care după ce au apelat la programele noastre au rămas însărcinate chiar după primul program. Și tu, Ana, chiar ai și născut. Da. Ce frumos! Foarte interesant. Atenție, vorbesc de persoane care au încercat 7 ani, 8 ani. Efectiv, asta am încercat-o, hai să fac și pe asta, că oricum însătulă. Și fix asta a dat roade. Spuneți-mi, vă rog, nu vi se pare că unii oameni ar putea să spună că voi interveniți cumva peste partea asta divină și să lăsăm pe Dumnezeu să își facă treaba răstălmăcesc acolo cifrele și le schimbă și le îndoaie și le freacă? Ce mă bucur că ai pus întrebarea asta. Vezi. Noi nu facem altceva decât să scot la iveală din totul, din codul tău energetic, format din nume, prenume, număr, locuință, oră, naștere, număr, mașină. Eu scot din astea și te poziționez pe drumul tău corect. Cum spun tuturor în analizele personalizate, noi fiecare ne naștem pe autostradă. Autostrada este destinul nostru, corect? Da. La un moment dat noi ne ducem ba stânga, ba dreapta. Eu ceea ce fac... Exact. Eu ceea ce fac, te duc, te iau din parcare sau din acele ramificații care sunt greșite. Care reprezintă blocaje. Nu? Care reprezintă blocaje și te aduc din nou pe autostradă. Eu asta fac. Și Dana, Dumnezeu este în noi și lucrează printre oameni. Și printre oameni, corect. Corect. Deci sunteți așa ca niște... îi ajutați pe îngerașii noștri, cumva. Corect. Cine dorește, cine vrea, cine dorește. Chiar asta voiam să vă întreb. Totuși, lucrurile astea nu sunt chiar pentru oricine, nu? Persoanele care vin la voi trebuie să își dorească ele, nu? Trebuie să fie cumva împinse la spate de vocea aceea divină, de voce, de instinct, de nu știu, ceva. Persoanele care vin către noi, noi avem un alt tip de exprimare, nu știu. Oamenii care vin către noi întotdeauna spun, băi, vă explicați altfel și înțeleg. Vin oameni care au business-uri foarte mari și care acum poate sunt într-un impas. Vin oameni care vor să-și deschidă un business și înțeleg că denumirea firmei și data de înființare, respectiv jâul complet, e foarte important. Și creăm împreună data de naștere a cuiului, creăm împreună denumirea, ca totul să iasă acel bebeluș. Pentru că o societate, când o creăm, e practic un bebeluș. Da, bebeluș energetic. Și dacă dau un număr de destin, o dată de naștere și o denumire care nu este benefică, la revedere. Am plecat și am doar furturi, clienți vin greu. Am trecut și noi prin asta, crede-mă. Ani de zile în urmă. Înainte de a ne apuca de acum 15 ani, dar ne apuca de numerologie. Am făcut o denumire care efectiv am dat mai departe blocajele noastre. Aha. Asta face lumea în general. Uite, eu îți bat la pareu, o să pun pe fiecare, dăm și mie o denumire random, dacă ți-ai face o firmă. 100% îți pariez că e o denumire cu blocaje. Ego Life. E o denumire care vine... Să vedem, ce cu emisiunea, Ego nu? Ego Life. Ego Life, da. Ia să vedem. Facem acum cifra energetică. E dată de tine? E emisiunea. E dată de titlul emisiunii. Tu ai ales-o. Nu am dat-o eu. De asta. Dar am dat-o noi. Și care e data? Mă interesează persoana. Că persoana care a dat-o, care a propus-o.
Și data de lansare acestei emisiuni, dacă știți. Anul trecut, dar nu mai știu. Martie anul trecut a fost. E zi lună. Mă interesează tot. Zi lună. Lasă. Atunci, hai să trecem la semnătura mea. Hai totuși să fac și pentru Oana, tu trebuie mai povestești și celor. Ia zi, Oana, ce poți să ne mai povestești? Da, eu pe mine mă interesează cum ați ajuns voi la acest domeniu. Adică ce v-a determinat să începeți? O nevoie care a fost personală. O nevoie personală, simțeam că ceva nu e ok și aveam nevoie de răspunsuri. Aha. Am apelat și noi la un numerolog la vremea respectivă cu 15 ani, nici nu mai știu, okay. Dar nu m-a mulțumit răspunsul. Era prea puțin pentru mine și am început să citesc și aia și aia și aia. Că și mulți se duc la biserică și dau acatiste, știi? Am fost slavă Domnului. Ați fost și acolo. Și n-au dat rezultate. Nu că n-au dat. Știi ce m-a supărat? În momentul în care nu aveam bani și am zis că am venit. Da. Am fost noi ne duceam la 7 mănăstiri în fiecare lună. Timp de ani de zile am făcut chestiunea asta, ca să înțelegi. Și adică preoții deja erau prietenii noștri. Și am avut o perioadă, efectiv o zi, în care am spus: părinte, de obicei dăm 50 lei, acum am 10 lei. Se poate să? Nu. Eu citesc doar pentru câți bani îți dau. Și aveam nevoie o perioadă mai mare. Și era și o... Da, mai am înțeles. Vezi? Adică și mi-am dat seama banul, că ok. Ochiul diavolului, cum spun chiar ei. Și da, tot și la banii ăsta. Nu că m-am supărat, mi-am dat seama că dacă fac în casă un altar cu o candelă. Mele și cu asta nu înseamnă că nu am mai fost la biserică, mergem, Doamne iartă-mă, nu. Doar că mi s-a părut destul de tranșant și destul de umilitor chiar. Răspunsul preotului, da. Sincer. Păi ajungeți la vorba mea, eu de multe ori am spus că nu simt nevoia să intru neapărat într-o biserică ca să aud o slujbă făcută de un preot care până la urmă e și el om ca mine și e supus greșelilor și păcatelor. Corect. Poate intru în biserică pentru că simt acea liniște care mă învăluie, dar pe de altă parte simt că biserica sau Dumnezeu e în mine. Clar. Vreau să mă rog, e de ajuns să stau în pat sau să stau la geam și să mă bucur de natură, că tot ce a fost creat de Dumnezeu este perfecțiune, da? Și prefer să mă duc în pădure, să îmbrățișez un copac. Bravo. Și aia e biserica mea, de exemplu. Faci adică, foarte bine. Și într-adevăr, uite, și noi în ultima vreme mergem efectiv în biserici care sunt cam goale și stăm noi acolo cu icoanele, cu energia din biserică, da, nu neapărat. Și atât. Adică, corect. Asta, nu înseamnă puțin, că demnăm asta ca lumea să facă ce facem noi. Nu, noi spunem ce facem noi. Da, normal. Atât. E un exemplu personal. Și uite, bine ai spus, bine că ai adus aminte și de divinitate. Multă lume spune dacă... Că nu, ce legătură, că numerologia, astrologia exclude credința, exclude de Dumnezeu. Religia, da? Nu are nicio treabă una cu alta. Există numerologie biblică, există biserici de când de milioane de ani care folosesc această știință. Faptul că nu este o informație transparentă publică, publicului, este pentru că pentru că înseamnă, știi de ce? Pentru că înseamnă putere. Spune multe, exact. Da, înseamnă putere. Pentru că ar da oamenilor puterea de a înțelege, de a conștientiza și de a înțelege clar și aș da răspunsul că într-adevăr Dumnezeu e în ei. Și a le da putere foarte mare oamenilor. Iar... Exact. Da, ne țin în întuneric. Dar mă rog, nu contează asta. Important este ca fiecare dintre noi că l-a avut tot timpul drumul în viață, drumul care a fost menit să-l aibă în viață. Să conștientizeze misiunea. Iată, chiar vreau să vă întreb, că tot ați adus voi vorba și e bine cu divinitatea, că nu e cu credință, că nu știu. Bun, și atunci este ce? Asta, numerologia, astrologia, sunt științe exacte, dacă da, cine le-a înființat, cine le-a descoperit? Cine a pus cap la cap chestia asta? Ai învățat matematică la Da, eu am făcut liceu matematic, da? Fizică, dar... Am auzit toți de Pitagora, da? Da. El e în spatele numerologiei. Unul dintre cei care a pus bazele numerologiei, Pitagora. Pitagora învățăm de când punem 1, de când facem 1 plus 1. Da, corect. Și el a mers mai departe și a vrut să vadă totuși ce se află în spatele acestui număr, creează ceva energetic. Calitatea lor, da? Pentru că număr este ceva tehnic, matematic, da? Da. Merg mai departe. Valoarea, și calitatea. Calitatea. Și iar de acolo, împreunate, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, oferă o energie. Corect. Și litera în sine, asta, da? Asta v-am zis, A, B, C, D, ai zis A, B, C, D. Da. Și vreau să mă întreb dacă numai cifrele sunt cele care pot au o energie. Literele.
Okay. Cifrele, litere, absolut tot. Uh-huh. Deci, nu întâmplător, într-o analiză noi folosim nume, prenume, dată completă de naștere, locuință, oră, mașină, etc. Pentru că toate, practic, te influențează. Adresa societății, unde te duci, la fel. Ce număr aveți, de exemplu, aici voi la birou, la sediu? Când aflăm, spune. Uite, hai să... Auziți. Gramont 38. Gramont. Aia e strada Gramont numărul 38, da. Birou vostru, ce număr are? Aha. Etajul 6. Uite, hai să facem un exercițiu cu cei de acasă. Așa. Cum locuința de 3 ani de zile este un factor foarte important în viața noastră, cu pandemia, cu tot felul, am rămas acasă să muncim, nu ne-am mai dus la multinațională pentru că e mai ok. În fine, cei de acasă ce trebuie să facă? Vreau să povestesc despre fiecare număr de apartament în parte pentru a înțelege cum te influențează această energie. Cei de acasă ce trebuie să facă? Să deschidă ușa de la intrare, să se uite pe ușă și pe ușă scrie un număr. Da. 33, 44, 3CB, 149, liniuță C. Bun, da. Ține asta ca să... Așa, dacă eu tot mă foiesc. Și ce trebuie să fac? Uite, hai să iau aici un exemplu, da? Să-mi aduce aminte să vorbim după aia și de semnătura ta și de... Ego Life. Bine, de Ego semnătură Life. Bun. Putem să vorbim și după, că cine știe ce-mi spui. Bun, două. Ok. Uite, 34 egal. Numărul 34 am luat, da? Ce fac mai departe? Adun 3 plus 4 și ajung la o energie cu numărul 7. Deci cei de acasă trebuie să-și adune fiecare număr al apartamentului, da? Dacă este format din două cifre, 3 cifre, 4 cifre, okay, adunăm toate cifrele până ajungem la un rezultat cu o singură cifră. Da. Dacă avem și litere. Da, o să dau un exemplu în cazul în care avem și litere. Adică dacă am 21B, ce fac? Mă duc în tabelaș și văd unde e B-ul. Ce valoare numerică are B-ul? 2. Adică eu voi avea numărul 2, 1, 2. Și ce fac? 2 plus 1 plus 2. 4 plus 1, 5. Ce bine l-am ales. Iar acest număr de apartament 2, 1B, de fapt este 5. Cei de acasă să își noteze acest tabela și în cazul în care au și litere, să facă exact ca un exemplu meu. Și o să iau cu... Cei de acasă trebuie să ajungă la un rezultat între 1 și 9. Ok. Fără nicio excepție. Dacă am casa cu numărul 1, de exemplu, cum mă influențează casa cu numărul 1? Îmi oferă pe partea profesională susținere. În schimb, dacă sunt o persoană care nu pun prea mult preț pe partea profesională, practic și caut iubire, și caut siguranță, casa nu mă va ajuta. Dacă sunt o persoană singură și gata, m-am hotărât, vreau iubire în viața mea, acest apartament cu siguranță nu va susține acea persoană. Practic îi va crea situații, va distanța chiar de iubire, pentru că unul este energia masculină, mai multe mai și masculinizează, îți dă o față așa mai masculină, o manifestare mai masculină. Și așa și independentă. Aia, deci și n-ai nevoie de partenerul ăla, de fapt. Corect. Da. Și sub o formă sau alta, chiar dacă te vei muta cu un partener la un apartament 1, după o perioadă intervine despărțire. Despărție fie că am stabilit-o împreună, fie dacă nu, unul din parteneri este foarte mult plecat în deplasări, este foarte mult plecat în călătorii și se va fi o relație singurătate în doi. Dacă sunt la, și din punct de vedere a sănătății, apartamentul cu numărul 1 îți creează situații sensibile de sănătate pe partea de inimă și circulația sângelui. 2, Ioana, zici tu? Da, la 2 aici recomandăm, de exemplu, uite, în surăței, da? În surăței, da. Pot sta, dar doar o perioadă, da? Pentru că va fi așa luna de miere, maxim un an putem sta, dacă abia ne-am căsătorit și avem și casă nouă și e numărul 2, bine, hai, treacă, meargă, putem sta un an de zile, abia căsătorit sau un cuplu abia format, e ok. Dar să repetăm celor de acasă, dacă vă regăsiți în aceste numere de casă, în blocaje, nu intrați în panică, există remedii. Okay. Nu intrați în panică, nu trebuie să vindeți, nu trebuie să mergeți pe la primării, nu trebuie să dați casa mamei sau a tatălui înapoi. Noi putem.
o altă energie. Că nu vrem să creăm aici haos. Pitagora ne-a dat revoltă. Pitagora ne-a dat numere cu care să ne jucăm și există. Așa, corect. Super. Deci doi. Stăm o perioadă de doar de un an de zile, okay. Bun. Pentru că după un an de zile, dacă stăm mai mult de un an de zile în această energie, nu suntem în compatibilitate cu energia casei, intervin datorii, clar, te duci, faci credite, nu le mai poți achita și practic acolo blocajul financiar vine, slavă Domnului. Ulterior, tu ca persoană te vei simți foarte devitalizată în acea casă. Te emoțional, ca o bucitoare de Ianaia, că ești bărbat, femeie, bucitoare de aia, îți plângi de milă, victimizare, insomnii. Vulnerabilitate emoțională extremă, dramatizezi exagerat într-o astfel de energie, da? Ulterior. Da, și relația cu partea feminină, că e soră, că e mamă, că e cumnată, se denaturează. Exact, și încep relațiile cu părțile feminine să se denatureze. Dacă până acum te-ai înțeles foarte bine cu mama, cu vecina, cu iubita, cu etc., acolo efectiv devenim din ce în ce mai sensibili și practic emoționali. Da. Ok, dar chiar tu nu vezi problemele mele doar pe ale tale, trebuie să ți le ascult toată zi. Și ușor, ușor vine acel săculeț cu bomba atomică, tăc, și fac relația. Okay. Bun, trei. Dacă stau într-un apartament cu numărul 3, din punct de vedere financiar, ar trebui să fie ok. Dar din punct de vedere, dacă nu ești energetic, nu ai curățat casa, și tu nu ești curățată energetic, trei practic ce îți creează? Scenarii, încep să spui că vecinul din stânga, vecinul din dreapta are ceva cu mine, consum de alcool, consum de droguri, consum de tot felul de substanțe, certuri și se poate ajunge chiar și la violență fizică, verbală, de tot felul. Măi, dar ce al naibie treiul ăsta? Haideți să înțelegem. Cu toate că treiul e o energie a trinității, o energie divină. Sfânta treime, pe partea pozitivă, în spectru pozitiv, această energie 3 aduce veselie, comunicare, bani, iubire, empatie, creativitate. E foarte ok. Dar dacă nu ești în compatibilitate cu energia casei și tu nu ești echilibrat, practic îți aduce depresie, toxicitate, pierderi financiare, vecina dacă intră în casă, automat va fi certuri în familie după ce pleacă. Deci grijă, dar în general, într-un apartament cu număr 3, nu recomandăm să lăsați prea multă, să invitați prea multă lume la voi, pentru că, din păcate, efectiv, unui 3 îi place să se încarce cu invidie. Și acea invidie, practic, sunt ca niște săgeți energetice între cei care locuiesc acolo. Ok. 4. Așa. La 4 am ajuns și la putem vorbi și despre energiile karmice, da? Pentru că 4 poate fi format, de exemplu, din 13, da? Avem un set de numere karmice, respectiv 13, 14, 16 și 17. Acestea fac parte din categoria energiilor karmice, iar dacă cei care ne ascultă locuiesc la unul dintre aceste numere karmice, fără doar și poate 19, fără doar și poate, ei trebuie să își identifice lecția karmică și să și o rezolve. Pentru că dacă stai în 13 și nu ți-ai rezolvat lecția karmică, ce vei face? Bagajul karmic de pe linia paternă va veni bulu către tine și practic tot ceea ce nu s-a rezolvat pe linia paternă, care pot fi blocaje financiare, traume emoționale, tipare comportamentale și tot așa. Și în primul rând 13, 4, număr apartament 4, 13 și tot ce am adunat și am ajuns la 4, în primul și în primul rând țintește sănătatea. Sănătatea fizică, picioarele, mâinile. Într-o casă cu numărul 4 mă împiedic foarte mult, îmi pică gresia în cap. 4 înseamnă o cutiuță, Dana. 4 înseamnă mă simt ca într-o închisoare, într-o casă cu numărul 4. Parcă e acea casă de care îți povesteam la început, când intru în casa asta, parcă într-o închisoare și mă devitalizez. Olivie. Orice plan îl fac în acea casă, efectiv se finalizează cu o muncă foarte, foarte grea. Istovitoare. Se muncește mult pentru banii care îi câștigă. Efectiv, se muncește foarte mult. Și e o casă tradiționalistă care nu se lasă mai deloc renovată. Iar vecinii spun, uite, și pe ciudatul ăla care stă acolo. E o casă ciudată. Închisă. Și te transformă într-un ciudat. 5. Hai să dăm un exemplu cu 5. 5, 50, 95, 59, 23, 32, 32. 14A. Aici,
Aici, dacă ești într-o relație, clar, va exista mai devreme sau mai târziu infidelitate, fie din partea unui partener. Aici, un partener sau cineva din casă se va simți sluga cuiva, că slujește pe cineva. Aici, fiecare plan pe care îl facem se replanifică de cel puțin 5 ori înainte de a acționa. Mult haos în casa asta și aici nu se doarme bine, pentru că există o activitate mentală foarte mare. Și efectiv se urlă foarte mult în casa asta și sunt copii foarte haotici. În cazul în care există compatibilitate cu acest apartament, poți ajunge mediatic, da? Te duce vizibil foarte mult. Vizibil mediatic, negociezi foarte bine. Și practic tot timpul vei fi într-un cerc social în care tu va trebui să vorbești foarte mult. Și dacă tot vorbim de energia 5, Ego Life este 5, da? Și uite, la voi, de exemplu, nu vi s-au schimbat planurile de multe ori, nu știu, poate ați invitat pe cineva și de multe ori poate au fost în momente în care a trebuit pe ultima sută de metri să căutați pe altcineva. Sunt oameni, sunt evenimente care se vorbește clar foarte mult, se negociază clar foarte mult. Și e ok că e energia media, e ok. Da, deci e ok. E bine ales. E bine ales. Acum sunt curioasă cine este beneficiarul acestei afaceri, ca să văd dacă este în compatibilitate cu... Sunt multe, adică da, e doar o idee. Dar e bine că primul semnal este bun, că este expunere publică și ca răspuns la întrebarea ta, să știi că noi chiar am fost norocoși cu foarte mulți oameni care au venit, în momentul în care au confirmat, au venit. E deci bine. N-am avut... Simona? Avem o Simona. Așa, n-am avut, ați auzit o voce. N-am avut. Deci când dar a zis că vine, a venit. Zilele s-au mai schimbat când... Dar noi de obicei avem platoul acesta, vă stă la dispoziție, dragi invitați, în fiecare zi, într-adevăr la anumite ore. Dar să știți că am avut oameni și urmăritorii noștri știu asta, că de un an și ceva de când este emisiunea, am avut invitații, am ales cu mare grijă ca să fie oameni de calitate. Și pentru mine oameni de calitate înseamnă seriozitate, punctualitate, să aibă o poveste reală de spus, să transmită mesajul corect și deschis și sincer către oamenii care urmăresc. Deci ăștia sunt oamenii care au trecut cel puțin până astăzi, foarte bine. Inclusiv cu voi două aici. Deci 6. Așa, uite, este în compatibilitate cu tine. Nu întâmplător te-au ales pe tine. Bun. Și nu întâmplător m-au ales pe mine. Știți că mi-am pus întrebarea asta. Chiar le-am pus întrebarea. De ce eu? Cum ați ajuns la mine? Și mi-au dat un răspuns foarte frumos și m-am bucurat. E compatibilitate cu tine, într-adevăr. Da, pentru că eu sunt 23 ianuarie, 2 plus 3, 5 și m-am născut într-o zi de vineri, adică în a 5-a zi a săptămânii. Și 5 e cifra mea. Ei, da. Sunt mai multe spuse despre tine, dar lasă că alea sunt. O să vin și eu la o consultație la voi. Și o să vă plătesc, e important să monetizăm. A vorbit despre monetizare, da. Așa. La 5, la fel, cine dorește să-și creeze, dacă, de exemplu, e o persoană singură care dorește și în căutarea unei relații, cu siguranță 5 îi va aduce. 5, haide să o numesc ca o cameră de hotel în cazul în care sunt singur. Adică acolo va veni și va pleca lumea, partenerul. Tranzit. E un tranzit. Deci nu te ajută în stabilitatea unei relații. Relație pasageră. Exact. Uh-huh. Ba mai mult, tot timpul se va consuma sub o formă sau alta trimiteri amoroase. De exemplu, în 5 de obicei se simte bine un steward, un pilot. Aha. Un om de afaceri care călătorește foarte mult. Da. Cu acei oameni ar fi compatibil, dar dacă nu-ți dorești călătorii și vrei o stabilitate, numărul 5 nu îți este recomandat. Nici în iubire, nici în bani, clar. La 6. 6 vorbim de armonie, vorbim de familie, vorbim de copilaj, vorbim de prosperitate, da, care e prosper. Dar atenție, dacă există o familie care stă sub energia căminului 6, dar nu se iubește autentic, acolo cu siguranță vor fi discuții și conflicte despre responsabilitatea familiei. Dar nu te-ai dus cu copilul, dar n-ai dus cu gunoiul, dar n-ai plătit factura, dar de câte ori trebuie să spun să. Și nu fac decât să cronicizeze anumite lucruri care nu pot duce decât la despărțiri sau divorțuri. Când stai într-o energie 6, trebuie să-ți dorești foarte mult să oferi iubire, să primești iubire,
prin această familie pe care o ai, da? Dacă nu, dacă ești, de exemplu, singur și nu ai chef de familie, nu e ok să stai într-un șase, pentru că șasele, practic, este... șase e mai mult compatibil cu cei care deja au familie, corect. Da? Șase e deja ce, să sedimentezi ceva ce deja am. Să creezi armonie, da. Iar prin acea familie, armonia, practic, da, deci vine prosperitatea. Un prea plin la plin deja. Exact, bravo, mm-hmm, bravo. Corect. Da. De asta nu e prea recomandat, de exemplu, la fel pentru persoanele singure, da? La fel, pentru că aici, practic, fie atragi, bine, dacă vrei să atragi un bărbat sau o femeie cu mulți copii, de exemplu, poți atrage, da? Pentru că e familie, da? Se mărește familia deodată, vine partenerul cu foarte mulți copii în casă. Fără număr. Fără număr. Fără număr, da. Corect. Ok. Iar la șase, blocajul principal, efectiv, este comunicarea. Efectiv, partenerii se blochează și simți că vorbești la pereți. Și acolo, de acolo începe dispersarea, iubirea se disipă și tot așa. Șapte. Șapte este spiritul casei care întotdeauna te va îndemna către a cerceta. Către a ști mai multe întrebări îți pui foarte multe întrebări despre viață, despre tine. Vrei să afli lumea nevăzută a lucrurilor. Rămâi clar în singurătate, fără doar și poate acolo, dacă a existat o familie, la un moment dat cineva evoluează sau involuează și practic nu se mai pupă energiile și cineva pleacă, altul rămâne. Dormitoare dormitoare diferite, teoretic asta aduce. Singurătate în doi nu mai zic, dacă în momentul în care te-ai mutat, să zicem, cu cineva, clar după o perioadă se doarme separat. Și există întotdeauna această dorință de a-ți dovedi propriul adevăr. Și voi sta și mă voi certa cu acea persoană cu care trăiesc. Ba nu e așa, ba nu justiția, e așa, da, efectiv justiția, e o energie a justiției în care să întotdeauna să-mi dovedesc adevărul, întotdeauna mă voi simți lezat pentru că m-ai acuzat de ceva. Și practic de aici încep fisurile. Da, da, da. Aici corect. E nevoie foarte multă de validare, e nevoie foarte multă de înțelepciune și de conectare emoțională, intelectuală, spirituală. Iar dacă nu există doar conectare pe plan material, cu siguranță aici, uite, studenții e ok. Dacă există, că sunt comisă. Sau dacă vrei să ajungi, nu știu, dacă dintr-un om normal, să spunem așa, vrei să ajungi preot, măicuță, ceva care o dedicare completă în partea asta, în manifestarea umană către spiritualitate, către Dumnezeu. Îți da? Poate devia acest număr apartamentul, efectiv îți deviază viața într-o secundă. Wow, poate fi pozitiv sau negativ, depinde tu cât de echilibrat ești. Aha. Pentru că șapte e un număr magic al norocului, al schimbării bruște, dar pozitive sau din potrivă, depinde, efectiv depinde de... Michael Jackson, nu știu dacă știți, Michael Jackson tot timpul pe hainele lui avea codul magic 777 și nu întâmplător îl folosea din trei, format din trei de șapte. Nu întâmplător, pentru că eu știu și profilul lui numerologic, este o energie pe care pe el îl ajută foarte mult. Da, observ cum l-a ajutat, că până la urmă nu l-a mai ajutat. El a vrut foarte mult, el a venit din spate cu trauma de pe partea părinților, mai ales pe partea tatălui. De acolo el nu și-a rezolvat-o și el a fost prins în faima asta și el practic nu a putut sub nicio formă să se vindece. El poate putea, dar n-a fost lăsat. Corect. Și când ai foarte multă faimă, corect, sunt corect. Atâția oameni lingușitori din jurul tău care vor să Elvis Presley la fel, să stea, să se scalde în aura ta, corect. Încât ei sunt acei vampiri energetici, corect, da? Corect, corect. Dacă tu stai înconjurat tot timpul de oameni din aceștia, că sunt o grămadă când ești faimos și când ai bani și când ești celebru și să-i vezi cum pleacă, dispar ca șobolanii de pe o navă eșuată în momentul în care nu mai ești cine ai fost, ăștia sunt vampirii energetici și tu poți să-ți sugă toată energia din tine până când rămâi, uite, cum s-a întâmplat cu Elvis Presley. Exact, mai au scop comun, da. Ce au scopul de a... Da. Pe ăsta e scopul lor, să mănânce lipitorile. Corect, și atât. Da, lipitorile. Sugă. Da. Am trecut de șapte, acum da, opt. Deci pot să vă zic că numărul casei mele este 5C? Ăsta e 8? Da. Bun. Da. Karma. Ha? Ce-ați zis? Karma. Karma? Aoleo. Hai să înțelegi, în momentul în care te muți într-un 5C, dar contează foarte mult și din ce este format acest 8, da? Adică cei de acasă să înțeleagă că dacă am o casă cu numărul 8 formată din... 8, 8, 1, cât fac din 5C, din 35, din tot felul de alte combinații numerice, așa, nu contează. 8 pur,
nu optul pur. Contează și influența celor okay. La tine. La tine 8, da? Da. În general. Dar să vezi că e 5. 5 e bine, din că e pe media. E 5. Exact, e păi pe media, asta. E ok. Doar că eu vă zic. Ceva legat de o energie feminină. 53-ul ăsta pentru tine înseamnă în felul următor. În viața ta personală, o parte, o femeie, că poate fi vorba de mamă, de o altă femeie din jurul tău, care ți-a creat un blocaj în ceea ce privește partea financiară. La un moment dat ai avut foarte mulți bani, dar de la un moment dat ai început ca banii efectiv să rămână la un anumit nivel. Cu toate că din punct de vedere numerologic tu, slavă Domnului, ți-a făcut bala semnătură, bala data de naștere, bani la numele de destin, ar trebui să ai foarte mulți bani. Din punct de vedere să nu le credeți, da? Să nu le credeți, da. Optul practic înseamnă blocaje karmice, da? Bani. Aha. Bani. Dacă noi, practic tu trebuie să treci pentru optul, acest 5 ce te va ajuta în momentul în care tu energetic, dar oricum nu e compatibil cu numărul tău de destin. Clar ai o traumă, da? Da, e nu, 8 nu e cu okay. 5 nu e ok. Eu din prima nu văd compatibilitate. Deci clar aici ar trebui remediu, ca să știi. Okay. Deci nu e compatibil. Aici practic se întotdeauna, aici de exemplu a fost și va fi ca și energie dorința asta de a arăta forța în fața ta, fie verbal, fie emoțional, fie financiar. Efectiv aici vreau să scot forța din mine. Sub orice, fie arunc ceva, fie aici e forță, forța, agresivitate. Aici de exemplu picări de stări, astăzi sunt bine, mâine azi pic, mâine urc, azi pic, mâine urc, foarte multe oscilații de stări emoționale aici în 53. Dar eu vorbesc acum de 53 egal 8. Optul în general, de exemplu, în momentul în care te muți într-un apartament cu numărul 8, trebuie să ai saci de bani în conturi sau după tine. Să fii deja, da, exact. Să fii deja la un anumit, exemplu, corect. Să fii deja la un anumit nivel financiar, spiritual și personal, pentru că 8 este cea mai e o putere imensă și dacă tu nu controlezi energia, energia te controlează pe tine și te face vraiște. Probleme legale într-un nou port apărea, vine poliția mai mult, bate procese la tribunal. Ba că a venit vecinul și mi-a făcut, ba că regate tot de bani, de distrugeri. Și triunghiuri amoroase. Cine a stat, de exemplu, în acest apartament a aflat despre soț sau soție că am înșelat, că a avut un flirt, că ceva de, și pe partea asta de corectitudine în fața partenerului. Și discuții despre bani, clar. Da, eu cât am dat, dacă tu cât ai băgat, da, eu cât am venit și tot așa. Asta e pe energia 53 egal 8. Bun. 9. Și 9. Mai avem 5 minute la dispoziție. Perfect, da. V-ați încadra perfect. Exact. Parcă am știut, parcă am avut un desfășurător. Bun. 9, da? 9, 18, 27, 36, 63, 4, E. Da, am încercat efectiv să dau și exemple. 99. Din... Bun. 9. Aici... Vrei o transformare, ești într-un proces de transformare, ești într-o perioadă a vieții tale în care ai renunțat la ceva și vrei să te îndrepți către ceva nou, poți să stai într-un nou, dar la fel nu mai mult de un an de zile. E ok, ești într-o perioadă de pansament. Exact. Aha. Eu de epurare, de liberarea toxinelor, de transformare. Efectiv poți să stai în casa noua, dar pe a sta într-un apartament, casă, locuință cu numărul 9 nu face decât să, dacă m-am despărțit de un partener, nu-l uit 10 ani. Dacă vreau să încep lucruri, le încep foarte, le întârzii. Și începerea lor și finalizarea lor. Aha. Discuții și despre moștenirea familiei. Iau-te pe soția mea, mi-a luat. Dă-s-o, moștenire da. Poate fi din toate felurile, referind din toate nișele. Financiară, emoțională, karmică, moșteniri din toate punctele de vedere, da? Nu neapărat. Dar în general, într-adevăr, există dispute pe un teren, o casă, o mașină, o chestie, da? Asta atrage nouă. Într-o casă cu numărul 9, de exemplu, ai clar viziune, visezi foarte mult, primești semne de la univers pe care trebuie să le transmiți celorlalți. Bineînțeles, într-o stare de conștientizare pe care tu trebuie să o ai, da? Că de multe ori visezi
ai coșmarul, se transformă cu totul și cu totul în altă energie și te obosește foarte mult casa cu numărul 9. Pentru că dacă noi adunăm de la 1 la 9, el practic 9, acest 9 are energia tuturor cifrelor de la 1 la 8. Aha. E bătrânul cu toiagul. Da, sufletul bătrân. Sufletul bătrân. Da, da, trecut prin 9 vieți. Exact. Exact. Și aici, în cazul în care nu ești compatibil și nu ești în acel proces de transformare, practic acest 9 îți creează acele momente de agresivitate emoțională, de mânie, de furie, probleme cu ficatul. Regrete, te duci întotdeauna în trecut, nu ești capabil să trăiești în prezent. Deci e, dar nouă, dacă vrea cineva, de exemplu, și să devină farmacist și e compatibil cu această energie, de exemplu, aduce faimă. Aha. Uite, mai pe partea de sănătate am uitat să spunem, hai să iau de la început un pic, Dana. 1, inima și circulația sângelui, casa cu numărul 1. 2, stomacul. Locuința cu numărul 2, stomacul, indigestia. Digestia. Locuința cu numărul 3, depresii, stări emoționale. Tiroidă. Tiroidă și glandele hormonale, bravo. 4, oasele, tot ce ține de structura osoasă și de dantură. Migrene, dureri de cap îngrozitoare. 5. Încheieturile mâinilor, insomnii, activitate mentală foarte mare care te năucește, te zăpăcește. 6, la fel, mă întorc la tiroidă și mă întorc la tot ce înseamnă glande hormonale. 7, psihicul, mentalul, psihicul și... trebuie neapărat, că efectiv te crezi nebun, ajungi la un dat când spui gata, sunt nebun. 8, partea de respirație, partea de colon, iar 9 vine cu ficatul. Wow! Wow! Deci foarte multă informație am primit în doar o oră și sunt absolut convinsă că ați fost așa cu ochii bec în calculatoare, telefoane, nu știu cum ne urmăriți, dar e bine să ne urmăriți. Poate că unii dintre voi v-ați dorit să aflați răspunsul la previziunea pentru anul 2024, dacă aveți doar două cuvinte care pot defini. Da. Că sunteți gemenele viitorului până la urmă, trebuie să ne spuneți puțin și din viitor ce ar putea să ne aștepte. Doar două cuvinte și cu asta vă lăsăm să vă petreceți seara. Atenție, nu trebuie să aveți insomnii. Doamnele aici sunt, așa cum le-am supranumit eu, ca niște îngeri călăuzitori. Ele pot să vă călăuzească viața, vă pot îndruma, sunt aici pentru voi, da? Și dacă tot am spus asta, unde vă găsim? Site-ul, da? O viață nouă? oviatanouă.com. Așa? Iar pe Facebook, Instagram, TikTok, Adina Timofte numerolog și Oana Timofte numerolog. Și avem și o pagină de Facebook cu 20-30 de mii de membri. De membri, numere, destin și soluții și acolo oferim oamenilor gratuități despre acele ritualuri de lună nouă, lună plină, anumite informații. Foarte interesant. Exact, care le pot ei pot face uz de acele remedii și informații gratuite. Foarte frumos din partea voastră. Iată, deci aveți și lucruri care sunt gratuite. 2024, pe acest... Dana. 2024 înseamnă că am pus-o. Înseamnă că am pus-o, corect. Încerc să o spun. Hai că ai... Am cerut două, trei cuvinte. Vă mulțumim, la revedere! Bravo! Vor veni, e și Saturn, care e 3 ani, e și 2024. Saturn e pe umărul meu. Vine peste tot. În primul rând, buzunarul. 2024 trebuie să lucrăm la bani și trebuie să ne reglăm energia banilor. Cum? Cei care urăsc banii se vor duce mai jos. Și Oana, vreau să specific o chestie. Acum din septembrie, octombrie începe ca energia anului 2024 să își facă simțită prezența. Când vorbim de 8, vorbim de putere, vorbim de război, vorbim de să-ți arăt eu ție cine e mai tare, cine e mai mare. Trebuie să încerc să ne așteptăm la niște evenimente din septembrie, octombrie, surprinzătoare din punct de vedere terestru, da? Pentru că cei doi bărbați care acum ne fac nopțile mai bune, știți clar la cine mă refer, e posibil să intre într-o energie mai negativă, agresivă. Mai agresivă, din punctul ăsta de vedere la nivel general. Ca să vorbim despre noi, oamenii mai mici și mai frumoși, trebuie să... Procesele în justiție, de exemplu, vor fi mai mari. Îmi iau foaie și o hârtie, exact, și îmi scriu care este bagajul meu karmic, dacă mi-l știu, bineînțeles, și trebuie să îmi vindec orice bucățică karmică din mine. Dacă nu, mamă, din septembrie-octombrie anul acesta până septembrie-octombrie la anul, mă va
Malaxa. Malaxor. Efectiv, trecutul karmic, care acum nu face decât să-mi spună, nu, gata, Dana, treci la treabă și vindecă și ia și curăță toată karma asta, pentru că anul ăsta nu mai scapi. Dacă nu, efectiv, ți se repetă anumite experiențe din trecut, vom retrăi trecutul karmic. Ok, deci ăsta e 2024. Dacă la tine e pe sănătate, pe sănătate, dacă e la altul pe iubire, pe iubire, dacă la altul e pe familie, pe familie, dacă altul la copii, pe copii. Adică un fel de perpetuum mobile, dacă nu suntem atenți. Corect, dacă nu, din punct de vedere financiar, este un an care ne oferă abundență foarte, foarte, foarte mare din punct de vedere energetic. Energia 8 universală este o energie care poți lua fără număr. Va fi infinit. Fără număr, cum se spune, da. Ok, fără număr pentru cei care pun osul la treabă, muncesc, sunt creativi, creează sau găsesc oportunități. Au armonie în suflet. Da. Pentru cei care, de exemplu, doresc foarte mulți la anul, își vor dori să-și creeze propriile afaceri. Aha. Un an foarte bun. Dar atenție, la anul, dacă ceea ce vom face ilegal se va risipi în secunda 2 în 2025. În 2024, de exemplu, vom auzi foarte multe știri despre oameni încătușați, despre oameni care au fost prinși cu ilegalități. Cum am spus noi, de exemplu, în 2022, am spus că anul 2023 vom auzi foarte multe știri despre preoți, despre biserică, despre tot ce înseamnă partea asta de spiritualitate și hopa, ce să vezi, chiar în ianuarie sau nu știu când a fost acea știre cu scandal cu doi preoți, nici nu știu cum îi cheamă. În 2024 vom auzi foarte multe știri despre oameni de afaceri, politicieni care au fost prinși cu pisica undeva. Asta e de bine, înseamnă că și noi, the underdog, da? oamenii aia care își plătesc taxele și așa, o să poată să se simtă puțin, știi, că s-a făcut dreptate. Exact. Da, îndreptățiți. Vă mulțumesc din suflet, a fost extraordinară discuția cu voi. Pe mine, nu că m-ați convins, că eu deja aveam convingerea din moment ce m-am invitat aici că noi trebuie să aflăm lucrurile acestea, că noi trebuie să lucrăm la noi cu spiritul nostru, să ne ascultăm vocea interioară, iar este foarte important. Da. Vocea interioară, atenție, nu gândurile negre. Corect. Că e altceva. Acel zvon pozitiv. Da, acea intuiție. Exact, intuiția care de obicei ea te conduce pe drumul cel bun, nu mintea cu gândurile ei nefaste și negre. Deci, iată, există, cum au zis ele, remedii, ritualuri, soluții. Trebuie doar să vreți să faceți pasul acesta până nu este prea târziu, că vedeți, vine anul și cu anul ăsta vine acel 8 foarte puternic care se poate răsturna așa. Și de îl bine, răsturnăm, da, și îl răsturnăm cu și ce vrem ajungem noi ca la început. Nisipul, sau evoluăm. Da, sau evoluăm. Corect. Depinde numai de noi, liberul arbitru până la urmă. Da? Mulțumesc mult de tot pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare, miercuri la aceeași oră, cu o nouă ediție Ego Life. Seară frumoasă! Seară frumoasă! Seară frumoasă.